Fotbaliștii slătineni au încheiat la egalitate scor 1-1 meciul din cadrul etapei a 18-a a Ligii Secunde. Foamea de puncte a ambelor echipe a făcut ca jocul să fie unul aprig disputat, iar ocaziile au alternat de la o poartă la alta încă de la începutul meciului. Primul gol a aparținut oaspeților, dar a fost anulat pe motiv de fault în atac. Tabela de marcaj s-a modificat pentru prima dată la debutul reprizei secunde, în urma golului înscris de slătineanul Constantin Radu, abia intrat pe teren. Golul egalizator a fost înscris de constanțeni în minutul 70 prin Damașcan, care a reluat cu capul de lângă fundașii slătineni din 2 metri. Până la finalul întâlnirii, ambele echipe au avut ocazia să-și adjudece victoria. La atacul constanțenilor din minutul 75, portarul slătinean a reușit o paradă de zile mari, reușind să blocheze cele două șuturi consecutive pe poartă ale jucătorilor antrenați de Ianis Zicu, în timp ce la șutul slătineanului Necșulescu s-a opus bara transversală. Dacă antrenorul celor de la CSM Slatina s-a bucurat de punctul obținut de elevii săi, Ianis Zicu a dat vina pe arbitri pentru egalul obținut. Mi-e foarte greu, ținând cont că Farul Constanța e o echipă care trage la play-off, venind după niște rezultate pozitive, noi veneam după două înfrângeri, dar mă bucur atitudinea jucătorilor, care din primul până ultimul minut și-au dorit să câștige. Chiar și pe final am încercat și noi să câștigăm, băgându-l cu un atacant, n-am reușit, dar este un primul punct câștigat. Este o viciere de rezultat crasă. Mai mult decât atât, și ce mă doare mai tare este că punctele pe care trebuie să le primim de la meciul cu Cluj le țin în comisie, tocmai ca jucătorii mei să se vadă în clasament mai jos decât locul pe care îl ocupă. Echipa mea astăzi are 28 de puncte. Echipa mea astăzi trebuia să aibă 30 de puncte. Pentru maniera în care au jucat băieții ăștia, credeți-mă că este o bătaie de joc. După această etapă, CSM Slatina continuă să ocupe locul 18 în clasament cu 14 puncte, în timp ce Farul se situează pe poziția a 10-a. Runda viitoare, CSM Slatina va întâlni în deplasare CSM Reșița.